A trecut aproape o lună din momentul în care cei 5 copii ai familiei Bodnariu au fost luați din casa părintească de autoritățile norvegiene din motive religioase. Senatoarea de Suceava, Steliana Miron, se arată revoltată de această situație și cere Ministerului Afacerilor Externe să reacționeze și ministrului să se implice personal în acest caz. Astfel, i-a adresat o interpelare în Senatul României. Domnule ministru, media românească a prezentat drama unei familii creștine din România, căreia statul norvegian i-a luat cei 5 copii minori. Motivul pentru care cei 5 copii au fost luați de autoritățile norvegiene nu este cel al unei posibile neglijențe a părinților în îngrijirea copiilor, ci un motiv religios. Faptul că o fetiță a spus o rugăciune creștină la o școală publică norvegiană a dus la distrugerea unei familii. Nu vreau și nici nu consider necesar să vorbesc despre anticreștinismul dezvoltat în țările occidentale, nu vreau să vorbesc despre fenomenul transformării bisericilor în cluburi sau despre blasfemiile acceptate în țările occidentale ca și fenomene etiliste. Nu pot să înțeleg sub nicio formă lipsa implicării ambasadei României din Oslo sau dezinteresul manifestat de Ministerul Afacerilor Externe față de această dramă a familiei Bodnariu. Domnule ministru, sunt și eu mamă, sunt și eu creștină. Mă doare ca mamă, mă doare ca și creștină, mă doare drama acestor părinți. Domnule ministru, este nevoie de implicare, este nevoie de forța dumneavoastră diplomatică, de prestigiul României, ca această familie să se poată reîntregi. Mai ales că nu au nicio vină, au în schimb virtutea de a fi creștini. Din acest motiv, vă rog să fiți, să fim și noi creștini. Este nevoie pentru prea încercata familie martiră Bodnariu, dar și pentru noi românii.